la o vedetă care a lucrat și cu stiliști și a lucrat foarte mult fără stiliști. Și atunci când a lucrat cu stiliști, nu întotdeauna a lucrat cu stiliștii potriviți și s-a văzut rău. Și atunci de a lucra singură s-a văzut rău tot timpul. Nu aș exagera, dar într-adevăr nu a fost o chestie foarte unitară. Ok, sau liniară. Și eu zic să vedem evoluția vestimentară a doamnei Mihaela Rădulescu Schwarzenberg. Rădulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai apreciate dive de la noi din țară, cu o carieră în televiziune de aproape 30 de ani. Și ca orice vedetă care se respectă, are mare grijă la felul în care se îmbracă. Însă, cum mult timp a trecut de când a intrat în lumina reflectoarelor, moda s-a cam schimbat, iar Mihaela Rădulescu a încercat să țină pasul cu ea. Dacă ne gândim să comparăm primele ei apariții cu cele de astăzi, este evident că vedeta a evoluat din punct de vedere vestimentar. Despre ținutele Mihaelei Rădulescu s-a scris foarte mult de-a lungul timpului, însă putem spune că, în ceea ce privește stilul vestimentar, diva de Monaco are două personalități. Fie că este vorba de ținutele relaxate de zi, în care se regăsesc piesele casual, comode, sau fie că vorbim de ținutele de seară, vedeta este o apariție de fiecare dată, iar câteodată preferă să îmbine ambele stiluri. Deși uneori nu are nevoie de prea multe artificii, Mihaela Rădulescu este pasionată de accentele glam, precum paiete, rochii cu decupaje sau bijuterii prețioase. Însă acest stil i s-a conturat mult mai târziu. Asta pentru că pe vremea când era cu Ștefan Bănică nu punea atât de mult accent pe vestimentație și în cele mai multe cazuri se îmbrăca sport. Într-adevăr, la evenimente încerca să poarte ținute elegante, însă mult prea sobre pentru vârstă. După divorț, Mihaela Rădulescu a început să evolueze, iar stilul bătrânicios și neglijent s-a transformat în unul fresh și ușor excentric, specific anilor 2000. Iar în 2005, vedeta a început să poarte ținute cu accent ușor provocator. La acea vreme, diva nu prea reușea să stârnească laude prin aparițiile sale mondene, a avut mai multe ținute nereușite și a fost destul de criticată pentru aparițiile sale. După ce a început să se întâlnească cu Felix, a fost luată în vizor și de presa din Austria, care nu a fost prea blândă cu ea. La un moment dat, a fost numită babă de jurnaliștii austrieci. Mulți ani, Mihaela Rădulescu nu a reușit să-și contureze un stil al ei, iar de multe ori ținutele sale au creat controverse. Și asta pentru că și-a menținut stilul provocator și purta rochii transparente, care uneori îi lăsau la vedere chiar și lenjeria intimă. De multe ori apărea mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Mai mult decât atât, la un moment dat, au apărut o serie de imagini cu ea pe vasul de toaletă. Atât în stil cât și în comportament, prezentatoarea TV se purta mai degrabă ca o adolescentă. De nenumărate ori, a avut apariții șocante pentru... Este tipul hack care are o privire foarte tulbură, nedumerită. Țin să-ți spun că este Mihaela Rădulescu în toate fotografiile pe care le-ai văzut. Da, adevărul că e o femeie care s-a amuzat cu moda de-a lungul vieții și întotdeauna mă gândesc că dacă s-ar face un film despre, să zic, 20 de ani în România,
și genul ăsta, jet-setter sau fete care se doresc vedete, te duci exact în anul respectiv, iei poza Mihaela, vezi ce se purta, care era geanta în vogă, care era bărbatul în vogă, înțelegi? Puteai să iei, poți să iei fiecare lucru, adevărul. Este foarte adevărat. E o femeie care s-a preocupat obsesiv de imaginea ei. Și este genul de femeie care a folosit întotdeauna moda să fie văzută. Mi-e place foarte mult faptul că ea și-a întreținut corpul. Da, face foarte mult sport și cam aici se oprește admirația mea pentru ea. Pentru că, din punct de vedere vestimentar, eu consider că ea n-a fost niciodată un etalon, fiind de notorietate și copertele pe care a port în ținute copiate și, mă rog, alte evenimente, cât și faptul că nu face cele mai potrivite combinații. Dar ție cum ți se pare, Cristi? Mie mi se pare că, chiar dacă nouă nu ne place sau cuiva nu-i place rochia, mie mi se pare că e o femeie care știe să pună în evidență orice produs. Adică, chiar dacă e scump sau mai ieftin, o pune în evidență. De obicei, na, eu mă urmăresc așa, eu știu de mult. Mie mi-a plăcut că de la început chiar... sau de la început, sau? Nu, da. Dar mie mi-a plăcut de aia. Mi se pare că acum parcă se duce mai mult în zona sexy decât era mai înainte. Da, da, e cu adevărat, e într-o zonă extrem de sexy, da, care vrea să demonstreze ceva. Și... Eu consider că perioada ei de glorie, din punct de vedere tot, a fost cea cu duminica în familie. Atunci era un moment în care ținutele ei erau într-o limită puțin spre sexy, dar nu foarte, suficient de convenționale pentru a nu deranja, iar aparițiile ei erau totuși într-o notă naturală. Fotografiile retușate natural și toate lucrurile erau cumva așezate. Iar din punct de vedere profesional, nu cred că are nimeni ce să-i reproșeze. Nu ai cum. Dar ceea ce se întâmplă în acest moment cu toate perucile acelea pe care le poartă, e având un păr absolut senzațional ondulat, cred, nu văd de ce ai purta o perucă care nu arată cum trebuie sau de ce ai vrea să se... Secretul e să atragi atenția sub orice formă. Eu înțeleg, dar uite, vorbind de Loredana Groza versus Mihai Ardulescu, dacă despre Loredana pot spune că a făcut și a asumat faptul că a mers într-o extremă, de Mihaela nu pot spune același lucru. Că nu-și asumă? Nu-și asumă. Mi se pare că sunt niște încercări. Uite, poză pe ecran în care își asumă foarte multe lucruri. Așa mi se pare, da. Bine. Da, adică nu știu cine s-ar fotografia pe toaletă cu acel... O divă, în general, chiar dacă se fotografiază, chiar dacă se fotografiază în niște momente, nu pune asemenea titluri sau nu ai... Și nu este vorba despre a fi ipocrit sau de a spune jumătăți de adevăr. Dar mi se pare că există și modalități mai elegante de a trata un articol care nu-ți convine. Uite, de exemplu, mie îmi plăcea mult mai mult cum arăta înainte, din punctul ăsta de vedere. Asta este alegerea fiecăruia, cât de mult decide să intervină. Dar nu e fascinant și poate asta este și explicația longevității carierei ei, pentru că fiecare are un moment preferat din istoria ei, vestimentară sau profesională, adică fiecare se raportează la o altă Mihaela. A avea un moment preferat nu este neapărat ca și când acel moment poate fi un etalon. Bineînțeles că și de acolo pe Loredana Chivu, cu siguranță găsim măcar o fotografie, să spunem cele făcute cu Cacea Une și David Gal, în care arată senzațional. Ce te-ai necat? Ce comparație. Păi este același lucru. Vorbim despre persoane care au 100.000 de follower pe Instagram. Okay. Nu facem comparații legate de carieră. Vorbim pur și simplu din punct de vedere imagine. Da. Cu siguranță există fete care nu sunt atât de sus din punct de vedere al carierei cum este ea, dar care în esență vând, prezintă același lucru într-o imagine. Iar odată ce ești o divă, din punctul meu de vedere, trebuie să fii o divă de la început până la sfârșit, indiferent ce porți. Iar asta se vede în limbaj, se vede în felul în care tratezi lucrurile, în mult mai multe lucruri decât cârpele pe care alegi să le pui pe tine.